pentru că a primit nenumărate întrebări despre burtica de gravidă pe care a afișat-o într-o poză postată pe Instagram, Andreea Mante a fost nevoită să răspundă internauților adevărul despre boala sa. Nu sunt însărcinată și mi-este greu să răspund tuturor celor care mă întreabă de ce am această burtică dacă nu sunt însărcinată. Mi-este greu să le explic afecțiunea cu care mă confrunt pentru că este o afecțiune. Nu este grăsime sau șunculiță, nici n-am vreo siluetă demnă de invidiat, dar câteodată se întâmplă să mă umflu. Este o alergie, o boală autoimună. Este foarte mult de povestit, a spus Andreea Mantea pe Insta Story. Cu toate acestea, Andreea nu a negat că își mai dorește un copil atunci când va fi momentul potrivit. Nu zic că nu-mi doresc să rămân însărcinată, nu zic că nu mi-aș dori un bebe, doar că nu este momentul. Când o să vrea Dumnezeu, deocamdată eu nu vreau, dar dacă aș fi însărcinată, nu aș ascunde acest lucru. Nu ai cum să ascunzi o asemenea fericire, a mai explicat vedeta. În prezent, Andreea este într-o relație cu un bărbat a cărei identitate nu a dezvăluit-o încă. La capitolul iubire stau foarte bine din simplul motiv că pot să simt să iubesc, iar intensitatea cu care eu trăiesc acest sentiment este extrem de mare. Mă declar un om fericit pentru că pot să simt iubirea și să mă simt iubită la fel de intens, a declarat Andreea Mantea.